Meciul de pe stadionul Arena s-a desfășurat într-o atmosferă de sărbătoare. Cei din Verești au fost susținuți de o fanfară, în timp ce suporterii din Vatra Moldoviței au colorat tribuna întâi cu steaguri galben-verzi. Victoria a reușit să deschide scorul încă din minutul 1 printr-un gol semnat de Florin Ungureanu. Bucuria celor din Vatra Moldoviței a fost însă de scurtă durată, Viitorul reușind să restabilească egalitatea în minutul 14 prin Goraș. Mai mult, la următorul atac albroșii au preluat grație unui gol semnat de Dumitru, care a finalizat cu capul o minge venită din corner. Scorul pauzei a fost stabilit în minutul 34, când același Goraș a marcat pentru 3-1. Deși au revenit în joc la jumătatea reprizei secunde prin golul lui Negură, galben-verzii și-au văzut spulberate speranțele în minutul 87, când Goraș a reușit tripla și a trimis trofeul la Verești. Prin victoria de duminică, Viitorul și-a câștigat și dreptul de a evolua în primul tur al fazei naționale a Cupei României, programat la jumătatea lunii iulie.